Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine, jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare mult să apăsați butonul de subscribe pentru a ne strânge cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal YouTube și bineînțeles nu uitați să lăsați un mare follow la pagina noastră de Instagram, pentru a ne forma și acolo și pentru a ne strânge o comunitate cât mai mare de jupâni. Noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, suntem cu ATV-ul de data asta. Am venit de la vie pentru că au mai încărcat băieții încă o remorcuță cu poamă, cu struguri și trebuie să mergem să luăm Loganul. Am zis, băi, hai că iau Loganul de data asta, să am ceva acolo putere și să aduc remorcuța acasă, pentru că aia o să o aduc la mine acasă și o să o vând, cred că mai pe seară o să vină cineva la mine cu căruța și o să o cumpere. Așa că o să mergem cu Loganul să luăm remorcuța. După aia vreau să mergem frumos până la primărie. Vreau să mergem până la primărie să vedem ce mai avem pe acolo de treabă. Dar mai întâi vreau să iau, de fapt, să iau remorcuța, să iau Loganul sau să iau papucul. Parcă aș lua și papucul, dacă nu. Nu știu, ia haideți să vedem. Dacă nu, o să luăm papucul mai bine, că papucul are și mai mare forță decât Loganul. Da, o să luăm papucul, pe-a meu, pe-a lunea Ionel, dar cred că o să luăm pe-a meu. Haideți că o să luăm pe-a nostru de aici. Să ne dăm jos, aș lua arou, dar încă nu i-am găsit un cârlic de ăla să-l pun aici și să-l folosesc așa, să tractez ceva cu el, dar nu-i problemă. Haideți că luăm papucul totuși. Mai scoatem și papucul bărică și ia să tragem ușa. Pornește? Pornește papucul, n-are treabă. Pornește. Și să mergem direct la vie, acolo să luăm, să aducem remorcuța și să vedem ce mai avem de treabă pe aici. O să vând în seara asta, după cum v-am spus, niște struguri, niște saci. Avem în jur de 500 de chile acum încărcați în remorcă. Și da, am zis, băi, hai că îmi trebuie ceva forță, ceva putere și să iau papucul sau să iau Loganul. Dacă tot așa am luat papucul frumos și mergem și aducem cu papucul toți struburii. După aia să mergem până la primărie să luăm de acolo buldou. Op, ia să ne băgăm frumos. Să luăm buldou și să-l ducem direct la sondă. Exact acolo unde lângă fit via noastră pe care o avem. Acolo, după cum v-am spus, în curând o să fac un șantier și vreau să aduc direct buldo excavatorul și să-l pregătesc frumos acolo să stea, pentru că o să începem cred că de săptămâna viitoare șantierul și vreau să fie acolo buldo, să vină cu măsurătorile săptămâna asta. O să vină, cred că vreo câțiva muncitori și o să măsoare pe acolo terenul, o să sape, o să facă niște săpături și o să facem și o sondă. De ce nu? Ar fi chiar bine o sondă pe aici prin comună. Cum e comuna noastră destul de mare, de ce să nu facem o sondă? Și așa a fost atunci când era pe vremea lui Ceașcă, să zic așa. Și na, până la urmă n-a mai mers. Nu s-a mai pus în funcțiune și până la urmă na, a trebuit să o închidă. Acum haideți să ne dăm și noi jos frumos, să vedem, să mai punem vreun sac pe aici, dar nu cred că are rost. Luăm remorcuța direct cu totul, văd că sunt legați, avem 10 saci, nu? Da, avem 10 saci. 10 saci a câte 50 de kg fiecare, avem 500 de kg și mai încăpeau încă 2, undeva la vreo 600 de kg poți să duci pe remorca asta. Da, oricum, e destul de mult, zic eu, chiar e destul de mult. Ia să vedem, putem să tragem frumos în jos remorcuța? Nu putem, că e destul de grea. Și haideți totuși o agățăm la papuc, să o atașăm la cârlig, să-i dăm noi frumos în spate, ușor, ușor, exact așa, ca să o putem agăța la papuc, atâta, eu zic că e bine. Ne dăm jos și ia să vedem, să o cuplăm frumos aici, la papuc, cuplăm și firul ca să putem da semnale. Și da, deocamdată pe aici mai avem de cules, după cum puteți vedea, asta este... nu știu ce, fetească parcă, fetească regală de aia, tot pentru vin, vă dați seama, și avem tot rândul încolo, mai avem și încolo, avem, v-ați pus și pe dealurile alea, deci avem o grămadă de vie, să zic așa, în
per total chiar avem vreo câteva hectare bune și eu zic că o să iasă bănișuri destul de frumoși. Acum totuși haideți să ne urcăm în papuc, să tragem și noi ușa și să mergem direct acasă. Ia să vedem, o să ducem mai morcuța la fermă, deci nu o să o ducem la stână, că la stână n-are ce căuta pe acolo. Adică nu că n-are ce căuta, dar n-are rost să stea la stână, că na, stâna-i stână, casa noastră, ferma noastră, na, e la vale acolo și acolo stă și bunicul. O să aduc, cred că o să-mi opresc și eu o tonă de struguri și pentru mine, o tonă sau nu, cred că mai puțin de o tonă, că nu am ce face cu o tonă, vreo 500 de kg de struguri tot o să-mi opresc, să fac vin, fac și pentru mine și pentru bunicul, o să fac, cred că o să fac vinul cu el și o să-l dăm la zdrobitor, o să mai dăm pe la neamuri, vă dați seama, avem unde da, de pomană. Ia să mergem frumos cu papucul, hai bă că papucul mergi fără probleme, adică na. Bă, dar trebuie să facem și o poză, dacă tot așa, trebuie să facem și o poză la papuc, dar o să facem o poză când o să ajungem la fermă. Acolo mai bine facem o poză. Și da, trage papucul, Nea Ionel, cel e cu treaba, a fost foarte ocupat săptămânile astea, de fapt luna asta a fost foarte ocupat, a trebuit să meargă în fiecare zi în oraș, la județ și vă dați seama că n-am mai avut timp să facă nici eu vloguri. Acum nu știu, el a zis că vrea să posteze, dar probabil că o să apară, poate cât de curând, nu știu să zic, azi, mâine, săptămâna viitoare probabil o să apară un episod când o să posteze el, vă dați seama, o să posteze el, nici eu nu știu, vă dați seama când o să posteze. Și da, a spus că cât de curând ar vrea să posteze, că n-a mai postat de ceva timp și vrea să mai posteze un nou episod. Da, a fost ocupat și cu asigurările la mașini, care și papucul acum are și are și papucul și BMW-ul, a fost ocupat cu asta mult și cu pensia, pentru că și el vrea să-și facă dosar de pensie, chiar dacă o să mai lucreze, a zis că vrea să-și facă dosar. Da, și a fost ocupat și mai mult cu dosarul de pensii, cu tot ce e nevoie pentru pensionare și nu prea a mai avut timp atât de mult să posteze, să zic așa. Dar totuși a zis că vrea să posteze cât de curând posibil. O să vedem când. Nu știu unde să trag eu remorcuța asta ca să nu încurce pe nimeni. Poate o să o trag pe aici. Sper să nu încurce, nu? Dar nu, o să trag ceva, nu, o să trag exact lângă John Deere acolo la vale, ca să nici nu să nu ploaie și nici să o să stea numai bine acolo la dăpost, ia să vedem. Remorcuța e scurtă și cotesc puțin mai greu, dar ne descurcăm noi cumva. Nu e foarte, foarte, foarte greu. Ia să vedem, hop, dar așa, dăm puțin atât. Și acum să dăm în marșalier, ușor, ușor. Bun, ia să ne întoarcem și încă puțin, reușim. Reușim sau nu reușim? Nu, stai așa, să o dăm mai încolo ca să nu bușim. Atât. Bun, eu zic că e bine așa. Să o decuplăm frumos de la fir, o decuplăm și pe ea cu totul și o să stea aici la acoperiș fără probleme, nu o să ploie, nu o să plouă, nu o să ningă. Ne urcăm înapoi în papuc și acum să mergem direct la primărie. Ia să ieșim și noi pe aici, dar să nu bușim Hilux-ul. Așa că e mașină scumpă și nu vreau să o bățesc. Abia ce am luat-o doar. Atâta, bun. Și să mergem direct la primărie, acolo să vedem, să ducem buldou, să vedem ce mai avem de făcut, poate mai avem vreo ceva de făcut în rest. Și da, asta e treaba. E greu să fii greu, e destul de muncă, nu pot să zic că e foarte greu, dar e destul de muncă să fii primar, să ai și fermă, acum toamna și cu via, vă dați seama, da, eu m-am pus până la urmă. Eu m-am încurcat cu toate astea, să zic așa, și da, până la urmă merită, eu zic. Până la urmă chiar merită să fii și primar, să ai și fermă, banii ies de fapt, luna trece, banii ies, să zic așa, și plus că ai și activitate, nu te plictisești chiar în nicio secundă. Nu pot să zic, băi, azi am zi liberă și stau, nu băi, eu muncesc zilnic și am de treabă mereu. Acum, ia să mergem noi frumos pe aici, ia uitați, Duba frumos stă în curte la primărie, acum totuși haideți să luăm buldou. Ia să luăm noi buldou frumos, să-l pornim.
Așa, și să-l ducem direct la sondă acolo, unde ziceam. Ia să vedem să-l scoatem noi frumos. Scoatem noi frumos de aici, din curte. Și facem o poză. Hai că facem și o poză, dacă tot așa. Și mergem direct la sondă acolo, să vedem. Băi, nu știu cât îi mai dă buldo ăsta la oră. Îi dă 30-40, ia să vedem. O 40 ar trebui să-i dea, nu? 41, ba nu, că îi dă mai mult. Îi dă destul. 45 la oră, 47, bă, dar merge destul de mult buldou ăsta. Prinde el viteza mai greu, dar totuși merge, din câte se vede. Chiar merge. Și da, jupânilor, și Nea Nicolae și-a luat o mașină. Și-a luat frumos un X3. Și-a luat chiar o mașină faină, din câte zic eu. Din câte am văzut-o, un X3 chiar fain, un... Mi se pare că e alb, parcă alb l-am văzut, ori gri mai deschis. Oricum, bă, Nea Nicolae s-a stabilit bine, are mașină, are acum casă și a făcut gard, tot ce trebuie, chiar bine financiar Nea Nicolae. Și na, acum s-a și angajat, e manager la o firmă din, tot de aici, din județ, de pe lângă oraș, vine fiecare seară acasă, deci omul chiar s-a stabilit. Chiar s-a stabilit, omul are tot ce trebuie, are mașină, ce mai vrei. Casă, tot ce și-a dorit, ce-a făcut. Și într-un timp foarte scurt, zic eu. Acum aș vrea și eu să plantez niște plopi de câte v-am zis pe ulița aia, unde stă Neion. Și să vedem acum când o să am și eu timp să mai plantez niște plopi de ăștia. O să trebuiască să mergem zilele astea la pădure, n-am mai fost de ceva timp și am zis, bă, hai că mă duc și la pădure, mai scoși de pe acolo câțiva bani frumoși, chiar bani bănișori frumoși. Și am zis, băi, de ce să nu mă duc. Ia să ridicăm noi cupa, să nu bușim aici. Op, ușor. Și să parcăm undeva buldou, mai e gen în curte. În curte ar veni, dar nu prea avem foarte mult gard, din câte se vede. Nu avem foarte mult gard, doar pe aici, cred eu cât. Bun, să oprim buldou, lăsăm aici frumos. Eu zic că o să stea aici vreo două zile, o să vină cei de unde trebuie, o să măsoare tot ce trebuie. Aici este tot așa o magazinărie, un depozit unde sunt gaze, habar n-am, nu știu exact să vă spun, dar cam asta e sonda, bine, o să fie altă treabă, o să fie... Să mai construim altceva, dar cam așa arată, cam așa a fost lăsată în paragină. Na, nu știu cum să zic eu, este destul de bună zona pentru o sondă. Și plus că ar mai fi bună pentru niște locuri de muncă în plus la oameni. Chiar ar fi pentru un paznic, pentru, nu știu, un sondor, habar n-am, dar chiar ar fi o zonă bună. Păi, jupânilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. A fost unul mai scurt, dar sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.